Ce faceți? Săptămâna trecută a fost la România au talent nenea ăsta. A fost viral clipul, a ajuns în trending, n-o să ne uităm la el acum, e super funny, vedeți că are două părți. În clipul ăsta o să vă spun ce a încercat el să facă de fapt și nu a reușit. După partea super amuzantă în care i-a zis lui Bobonete Bombonel, care apropo, eu aș bănui că cei din producție au spus greșit intenționat. Da, da, du-te tu acolo și fă cu ăla cel mai din dreapta. E cel mai potrivit. Vezi că îl cheamă Bombonel. A zis că îi purifică sufletul lui Bombonel, după care, într-un vas cu apă, a pus niște piper pe deasupra, după aia cu degetul lua energiile negative de pe Bombonel și după aia a băgat degetul în apă. A făcut asta de mai multe ori, fără ca ceva spectaculos să se întâmple până la sfârșit. De ce a făcut asta? Păi vă zic eu acum. El încerca să treacă un truc de magie vechi, dar nu foarte cunoscut, drept purificare, terapie sau ce naiba zice el că face acolo. Trucul e așa, pui niște apă într-o farfurie, presar niște piper pe deasupra, pui degetul în ea și nu se întâmplă nimic. Apoi, fără să vadă nimeni, iei pe deget niște detergent de vase și când bagi detergentul în apă, de la detergentul de vase, piperul se îndepărtează de deget. Dacă vă uitați, la un moment dat el și zice că nu are nimic pe mâini. Vezi pe mâna mea ceva? Nu. Face trucul așa cum trebuie făcut. Acum, lui ceva nu i-a mers. Ori nu a reușit să pună degetul unde avea detergentul ascuns, ori urma să-l pună, dar n-a mai apucat. Nu știu, dacă vă uitați, și el e destul de frustrat și încearcă să explice de ce nu se întâmplă nimic de fiecare dată când bagă degetul. Acum, ce e interesant e că ideea asta, cel mai probabil, o are de la mine. Ups. Ca să înțelegeți, ăsta e doar un truc de magie, simplu știință distractivă pentru copii. Prezentarea asta cu terapia însă, am inventat-o eu acum 7 ani, când am fost invitat la Măruță, ca să vorbim despre cum acești vindecători folosesc trucuri ca să convingă oamenii că ei chiar au puteri. Aveam nevoie de un exemplu de cum s-ar putea face chestia asta, știam trucul cu piperul, m-am gândit că ar putea fi prezentat ca o metodă de a demonstra puterea și energia pe care o ai tu. Practic, eu am luat un truc de știință distractivă și l-am prezentat ca o metodă de a convinge oamenii că ai puteri paranormale. Nu pentru că așa îl făceau oamenii. Prezentarea am inventat-o eu pentru emisiune. Ce să zic? Îmi pare rău că prin încercarea mea de a demasca niște excroci am dat idei altora, dar îmi și pare bine că uite ce moment amuzant ne-a oferit. Hai namaste la toată lumea!